Cartea Genesei ne relatează despre judecata lui Dumnezeu asupra oamenilor răzvrătiți împotriva Creatorului și Susținătorului vieții, concretizată printr-un cataclism de proporții globale. Dumnezeu a văzut că răutatea omului era mare pe pământ și că toate înclinațiile gândurilor lui erau îndreptate în fiecare zi numai spre rău. Și Domnul a zis: am să șterg de pe fața pământului pe omul pe care l-am făcut. Genesa, capitolul 6, versetele 5 și 7. Cel ce a creat pământul și apa, aerul și norii, cel ce a stabilit legile fizice ce guvernează mișcarea astrelor, legile biologice ce controlează migrația păsărilor și miracolul nașterii, a hotărât să pună punct obrăzniciei omului, a majorității oamenilor. Dumnezeu Creatorul îi spusese omului că e liber să aleagă, dar că alegerea sa va fi judecată. Cu alte cuvinte, oamenilor, decizia vă aparține, dar consecințele deciziei voastre le stabilesc eu. Oamenii contaminați de păcat au abuzat de bunătatea lui Dumnezeu, care le-a asigurat un mediu de locuit propice vieții, a pus în ei și glasul conștiinței care să le semnaleze hotarele normalității morale. Au dat frâu liber ambițiilor, poftelor, lăcomiei și mândriei proprii, călcând în picioare orice considerație față de busola morală și față de semeni. Multe din nevoile oamenilor sunt legitime, sunt normale, dar în exces devin dăunătoare, vătămătoare pentru ceilalți și pentru sine. Tot astfel, apa este bună, necesară vieții, dar în exces e devastatoare, letală pentru viețuitoarele de uscat. Dumnezeu a hotărât să pedepsească oamenii tot printr-un exces, exces de apă. În termeni umaniști s-ar numi genocid, dar în Biblie poartă numele de potop. Dumnezeu și-a asumat rolul de judecător suprem și a aplicat sentința dreaptă, nimicind aproape întreaga omenire. De ce putem spune că sentința aceasta a fost dreaptă? În primul rând, pentru că Dumnezeu, prin natura sa, este drept. În al doilea rând, pentru că judecata lui nu este pătimașă, generalizatoare, ci specifică. În marea mulțime de oameni din vremea potopului, el a detectat o familie, familia lui Noe, care trăia altfel decât ceilalți. Biblia ne spune că Noe era un om drept și fără pată în generația lui. Ba mai mult, el era un propovăduitor al neprihănirii. Deși era minoritar într-o majoritate de batjocoritori, el nu numai că și-a păstrat integritatea, ci a căutat să influențeze pe cei din jurul său să se îndrepte. Când Dumnezeu l-a informat despre intenția sa de a pedepsi omenirea prin potop și de a-l salva pe el, familia sa și animalele de uscat, Noe a crezut avertismentul lui Dumnezeu și i-a urmat instrucțiunile privind măsurile de salvare. A confecționat o corabie, lucru nemai auzit și nemai văzut până atunci, din resurse disponibile, poate cu ajutorul meseriașilor contemporani, explicând tuturor că ce face nu e o extravaganță, ci e singurul mijloc de salvare din calamitatea care va veni peste toți oamenii. Construcția corabiei a durat zeci de ani, deci vestea despre acest proiect s-a răspândit în lung și în lat, dar oamenii nu l-au luat în seamă. Inteligenția vremii o fi invocat argumente savante, că nu există un precedent, nu se pomenise până atunci de ploaie, că, statistic vorbind, șansele unui cataclism de proporții mondiale sunt mici, aproape zero, că nu se poate ca majoritatea să fie greșită, condamnată și doar o minoritate să aibă dreptate, că și dacă ar fi un potop, barca aceea nu va folosi la nimic, că banii investiți acolo ar merita o cauză mai avantajoasă. Că Noe și familia lui sunt niște fraieri care își ratează viața sau pur și simplu că sunt niște psihopați. Oare nu seamănă aceste comentarii cu
cu replicile contemporanilor noștri la mesajul creștin? Biserica creștină avertizează că Dumnezeu, Creatorul, va judeca lumea după dreptate. Va smulge din împărăția Lui toate lucrurile sau persoanele care sunt pricină de păcătuire și pe toți cei ce săvârșesc fără de legea și îi va arunca în cuptorul aprins. Acolo va fi plânsul și scrâșnirea dinților. Iar celor care au crezut în Iisus Hristos ca Salvator, s-au lăsat schimbați de El, li se va spune, veniți binecuvântații Tatălui meu, demoșteniți împărăția care v-a fost pregătită de la întemeierea lumii. Ce răspund contemporanii noștri sceptici? Că mesajul creștin este unul prăpăstios, neverosimil, că premisele sunt discutabile, că soluția creștină este prea simplistă, că toate sunt neschimbate de când e lumea. Ei, de fapt, ignoră deliberat dovezile geologice și arheologice care atestă existența unui potop mondial, care a făcut ca munții să fie acoperiți de ape. S-au găsit scoici pe culmile munților. S-au format depozite uriașe de produse vegetale și animale antrenate de ape și acoperite cu pământ, care astăzi sunt exploatate ca zăcăminte de hidrocarburi, cărbune, țiței și gaze naturale. Invitația mea, dragul meu prieten, este să învățăm din lecția istoriei, să ținem cont de avertismente și să luăm măsuri de salvare. Chiar dacă aceste măsuri par de domeniul fantasticului, ele sunt izvorâte din inima unui Dumnezeu bun, care iubește omul și nu-i vrea pieirea. Cel ce a creat universul te poate salva din orice calamitate, prin tot felul de miracole. A făcut-o mereu de-a lungul istoriei pentru oamenii, indivizi sau comunități care au crezut în el. E martor poporul evreu și e martoră Biserica creștină. Dacă biserica nu trăia un miracol neîncetat, nu ar mai exista astăzi creștini, de fel, pentru că viața creștină este un miracol. Este, de fapt, ceea ce a fost arca lui Noe în zilele potopului. Era complet separată de acel potop și totuși plutea pe deasupra. Sau, putem spune o altă analogie, era ceea ce a fost Iisus Hristos când a umblat printre oameni. Era exact în mijlocul lor și totuși separat de păcătoși, mai presus decât orice cea. În trupul lui Hristos operează o energie a Duhului Sfânt care creează un miracol necontenit. Un creștin nu este cineva care doar a crezut. Un creștin este cineva care a crezut în puterea prezenței Duhului și a acționat, a urcat în arcă, s-a încrezut în Hristos. Să recapitulăm. Pământul cu tot ce este pe el și în jurul lui este creația lui Dumnezeu. Omul, pentru a putea trăi, trebuie să respecte parametrii prescriși de Dumnezeu, privind hrana, temperatura, odihna, igiena și așa mai departe. Dacă nu o face, suportă consecințele. Omul nu poate trăi fără oxigen și nu poate trăi sub apă. Tot astfel, Dumnezeu a prescris omului și niște parametri spirituali de care trebuie să țină seama. Nu poți ignora la nesfârșit poruncile lui Dumnezeu și să rămâi nepedepsit. Nu-ți poți legitima rebeliunea față de Dumnezeu prin convenții umane sau legi votate de majorități parlamentare corupte, în timp ce consumi aerul asigurat de Dumnezeu, în timp ce te hrănești cu ceea ce face Dumnezeu să crească pe pământul său, în timp ce te miști, gândești prin facultățile cu care te-a înzestrat Dumnezeu. Această generație ce prețuiește atât de mult libertatea, independența și mai ales plăcerea, trebuie avertizată că vine scadența, vine judecata lui Dumnezeu. Dacă în antichitate instrumentul judecății lui Dumnezeu a fost apa, următorul agent executor al judecății lui Dumnezeu va fi focul. În ziua aceea,
cerurile vor trece cu trosnet, trupurile cerești se vor topi de mare căldură și pământul, cu tot ce este pe el, va arde, ne spune Petru în a doua sa epistolă. Nu te amăgi că se va termina totul pur și simplu prin anihilarea vieții pe pământ. Soarta celor răi e mult mai cumplită decât să devină combustibil fosil, căci sufletul omului nu moare niciodată. Rostul acestei emisiuni nu este să te sperie, ci să te avertizeze. Scapă-ți viața. Cum? În primul rând, să recunoști că ești infractor față de Dumnezeu și legea sa. În al doilea rând, să te oprești, să nu mai continui acest stil de viață, ci să-L cauți pe Dumnezeu, să cauți voia Lui în Biblie și să cauți ajutorul Lui în rugăciune. Nu e complicat. E doar incomod pentru aroganță. Să știi că în ajutorul celor ca tine și ca mine, sclave ai mândriei, ai poftelor și răutății, a venit Iisus Hristos, Dumnezeu întrupat. A acceptat să-și asume vinovăția noastră a tuturor și să fie El pedepsit pentru ea. Moartea Lui pe cruce n-a fost executarea unei sentințe omenești, ci jertfa adusă de Cel ce ne-a iubit și s-a lăsat pedepsit în locul nostru. Dacă a fost pedepsit, înseamnă că s-a stins conflictul. Am fost iertat de Dumnezeu, judecătorul. Dacă crezi asta, vei fi mântuit. Dacă nu crezi, dacă te îndoiești, dacă invoci tot felul de argumente care să-ți justifice necredința, vei pieri. Cine crede în Fiul lui Dumnezeu are viața veșnică. Cine nu crede în Fiul nu va vedea viața, ci mânia lui Dumnezeu rămâne peste el. Noe a crezut în soluția lui Dumnezeu, oricât de neverosimilă a fost în ochii contemporanilor săi. A crezut și și-a scăpat viața, viața lui și a familiei sale. Cercetează și crede și tu.